După finalizarea lucrărilor de reamenajare de pe strada Nicolae Titulescu, a venit rândul șoselei Bălănoaiei să intre într-un proces de modernizare. Cum lucrările de racordare la rețelele de apă și canal s-au finalizat în urmă cu puțin timp, zona a rămas cu o imagine nu tocmai plăcută. Municipalitatea a decis astfel ca pe șoseaua Bălănoaiei să fie amenajate trotuarele pentru pietoni. Pentru realizarea acestora, autoritățile sunt nevoite să taie mai mulți copaci de pe marginea șoselei. Pe Nicolae Titulescu s-a realizat trotuarul, iar acum s-a trecut pentru îmbunătățirea condițiilor de trafic pietonal și pe șoseaua Bălănoi. Vreau să le transmit cetățenilor municipiului Giurgiu de pe șoseaua Bălănoi că avem autorizații de la Direcția pentru Agricultură pentru doborerea unui număr de 14 nuci care vin, cum s-ar zice, direct pe trotuar. Nu putem să facem trotuarul șerpuind sau să lăsăm nucul în mijlocul trotuarului. Cum altfel nu putem să lăsăm un copac în mijlocul șoselei. Deci acești copaci trebuie dobărâți ca să avem un oraș frumos și niște condiții bune. Locuitorii de pe strada Bălănoaiei spun că sunt de acord cu decizia luată de autorități și că acest lucru trebuia făcut încă de când s-au efectuat lucrările la racordarea străzilor adiacente la rețeaua de apă și canal. Dacă ne face ceva frumos, o să punem tei, o să punem ce ne trebuie. Să taie, să facă ceva frumos, că se poate planta după aia alt pom. Se poate planta alt pom de pace. Să taie tot, indiferent că e în loc sau telegraf. Numai ca să aveți trotuare. Da, să fie liber ca să circule, nu să mă pognesc. Vine unul beat, să dă cu capul de el. Potrivit directorului Eugen Dumitru, lucrările se vor finaliza cel târziu la începutul anului viitor, când se vor demara acțiuni de modernizare și pe alte străzi din oraș care nu sunt asfaltate și nu au trotuare.